Doamnelor și domnilor, onorată asistență, preacucerici părinți, domnule primar, astăzi deschidem o ședință de bilanț a suflarei orașului Sănic Moldova, Asociației Naționale Culturale Regina Maria, Corneliu Chirieș. Cu această ocazie ne-am întâlnit pentru a da citirii materialului pentru care noi am desfășurat toate activitățile în anul 2022, atât pe raza orașului Sănic Moldova, a județului Bacău și în alte localități. Înainte începe ședința, vă rugăm să dea drumul la imnul de stat și imnul eroi. Cine este prezent? În primul rând, domnul primar George Baciu, membru de onoare al Asociației Culturii Eroilor și totodată component al conducerii sufiliarii Sănic Moldova. De asemenea, suntem prezenți cu primul vicepreședinte, domnul Cristinel Dumitru Ioanei, domnul secretar Done Petru, președinții de sufiliare, care le mulțumesc în mod deosebit că și-au făcut timp și au venit la această manifestare. Domnul profesor Alin Radu, președinte la Târgu Ocna, domnul Vasile Boboc, președinte la sufiliarea comunală Dofteana, domnul vicepreședinte, colonelul Ilie Vasile, domnul colonel Viorel Roman, președinte la sufiliarea orașului Dărmănești, domnul Cătălin Gabriel Dima, președinte la sufiliala Mănăstirea Cașin. Este prezent gazda noastră, domnul vicepreședinte Pavel Avădanei, vicepreședinte la sufiliala Sănic Moldova, care merită toate mulțumirile noastre pentru că a pus la dispoziție pentru sediu ceea ce vedem aici, a sufilialei orașului Sănic Moldova. Este prezent părintele Cibotaru Ștefan, care astăzi o să facem timp să primească în cadrul acesta organizat carnetul de membru al eroilor. Este prezent părintele Ilie Cătălin, care o să-l rugăm înainte de a trece la desfășurarea lucrărilor activității să păstrăm un moment de reculegere pentru cei care nu mai sunt și să aibă bunăvoința să le citească pe cei care au trecut în veșnicie. Vreau să citesc, dar în greutate, pentru că nu mi-am luat ochelarii. N-am știut exact ce... Colonel Spiridon Gheorghiu, preot locotenent colonel Pușcariu Iordache, profesor Niculescu Gustav, inginer Stoian Zafir Păreu, profesor Calinciuc Tudose, colonel Chirieș Corneliu, veteran de război Munteanu Iordache, profesor veteran de război Țară Lungă Paul, preot veteran de război Popescu Toma, colonel Aioanii Roman, colonel Oglan Vasile, colonel Irimia Nicolae, colonel Lăcătușu Aurel, profesor doctor Murariu Ioan, veteran de război Bordea Ioan, colonel Lungu Gheorghe, general de flotilă aeriană Moraru Gheorghe, colonel Ghirău Năstase, colonel Timofte Paul Valerian, profesor Mocanu Virgil, colonel Petrescu Ioan, general major Leonov Alexandru, subinginer Cristea Corneliu. Dumnezeu să ierte. Domnul Cristea a murit pe
15 martie 2022. Să se ierte, dar mă întâlneam cu dânsul la Onești. Mă iertați, eu mă retrag pentru că am fost anunțat vineri seara de Părintele Piștea, care este reprezentantul pe Onești a cultului eroilor din partea protoierii. Și astăzi am servicii, am zis domnului că stau foarte puțin. În general, deci ar trebui să fiu anunțat cu mai mult timp înainte, dar vreau să vă spun că eroii au fost o preocupare pe alea Slănicului. Dovadă este că am cercetat istoria și 40 de eroi din al doilea război mondial au fost identificați prin discuții cu familiile din cadrul parohiei. Adică eu când am venit aici acum 28 de ani aveam doar lista eroilor din primul război mondial și parte dintre cei care au luptat în al doilea război mondial veneau la cimitirul eroilor atunci când făceam pomenirea, deci încă trăiau o parte dintre ei. Deci noi am căutat să identificăm și am identificat vreo 40, dar domnul Cornel a spus că are o carte, acum a descoperit o carte în care sunt 100 și ceva pe Valea Slănincului. De asemenea, vreau să vă spun că am strâns din cadrul parohiei mai multe fotografii cu Părintele Clement în special, care făcea după venit aici în 1928, deci a făcut mai multe parastase pentru eroii primului război mondial, în general cu procesiuni de la biserică până la cimitirul pe care îl văd aici în schiță, deci cimitirul de la Slănic, cu o mare participare de oameni, cu personalități, cu oameni în uniformă, eu nu cunosc gradele, deci cu personal militar, deci toate acestea au fost făcute, deci ceea ce înseamnă că Părintele Clement a pomenit permanent eroi, așa cum îi pomenim și noi și vom face în continuare. De asemenea, vă mulțumesc pentru invitație și vă doresc succes, Dumnezeu să vă ajute, să pomeniți pe toți cei care au căzut în lupte pe această vale. Eu aș propune, dumneavoastră hotărâți, am citit într-o carte că într-o zonă în care au fost lupte groaznice din primul război mondial, a fost declarată zonă protejată sau nu știu cum. Ar trebui, cei care sunteți din zonă, să mergeți pe dealurile acestea. Eu am fost de când eram copil, deci și pe partea asta și pe partea cealaltă, este plin de tranșee, este plin de, cum era pe vremea aia, de gloanțe și așa, le găseam chiar noi copiii fără detectoare de metal, deci ar trebui un sit protejat ceva, pentru că este o luptă, o zonă cu lupte cumplite. Deci noi copiii găseam gloanțe doar dând cu mâna în pământ. Acum nu știu dacă se mai găsesc, dar ar trebui declarat o zonă, măcar nu toată, dar o parte din această zonă și un monument, nu un monument, un fel de ca la Verdun sau unde să meargă lumea să vadă. Referitor la discuția noastră, să vă ajutați, posibil ca zona care spuneți să fie proprietăți, e greu cu e pădure. Da, dar măcar zona vizitabilă, zona vizitabilă, să organizați niște excursii. Oamenii care doresc să meargă, unde a fost? La Verdun, parcă prima taia și de Franța și cea mai mare bătărie. Da, dar zic, Franței, sunt tranșei, sunt amenajate. Cine poate să conservat cumva. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt zona cultului eroilor Regina Maria în anul 2022. Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria, filiala Cornel Chiriaș al județul Bacău, este o organizație patriotică și democratică, apolitică, independentă, non-guvernamentală, non-profit, constituită pe baza liberei adeziuni a persoanelor care doresc să perpetueze în conștiința cetățenilor sentimentele de adâncă recunoștință față de eroi și martirii neamului care s-au jertfit pe altarul patriei. Asociația este continuitoarea nobililor tradiții ale societății românești, preluată de către Regina Maria în anul 1919, în data de 12 septembrie, cu un alt decret lege numărul 4106, semnat de către Regele Ferdinand al României, al Societății Mobilitelor de Eroilor Căzuți în Război, din 12 noiembrie 1991, obiectivele societății au fost preluate de nou înființat Comitet Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirilor Eroilor, care au primit mai apoi numele actual în data de 13 martie 2012. Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria, filiala Cornel Chiriaș, este subiect de drept
cu personalitate juridică, iar activitățile desfășurate sunt de interes general. Asociația Doamna Culturii Regina Maria, filiala Cornel Chiriez, subfiliala Sălnic Moldova, a fost înființată în anul 2012 la inițiativa domnului Cornel Paul Valer Timofte, fost președinte al asociației noastre Regina Maria, filiala Cornel Chiriez, județul Bacău, recul acele evenimente la data de 13 mai 2021. În acest moment, președintele Asociației Naționale Culturii Regina Maria, filiala Cornel Chiriez, Bacău, este domnul Dănuț Voicu, ales în unanimitate de membri asociației. Imnul Asociației Naționale Culturii Eroi Regina Maria, filiala Cornel Chiriez, este imnul eroilor, presărați pe al lor măminte. Iar sigla marca asociației are forma unei lacrimi revărsată cu următoarele elemente. Crucea, care reprezintă biserica noastră creștină, flacăra veșnică încadrată între două ramuri de laur, dispuse ornamental pe fond roșu, care simbolizează sângele vărsat pe câmpul de luptă de eroi și martirii neamului românesc. Ca semn al demnității asociației, pe albul înconjurător sunt înscrise cuvintele Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, dominată de o cruce, semnul biruinței creștinilor. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Cornel Chiriez, are un steag de identificare propriu. Imediat după înființarea Asociației Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Cornel Chiriez, sub filiala Sălnic Moldova, și-a început activitatea de omagiere a eroilor neamurilor, identificând, restaurând, îngrijind și ocrotind monumentele și edificiile eroilor din localitate, organizând și participând la activități de comemorare a eroilor local și la nivel național. Pe lângă activitățile specifice, asociația a încheiat un protocol cu școala gimnazială numărul 1 Sălnic Moldova, reprezentată prin directorul în exercițiu tudoreanu Laurenția Silvia, având ca scop înființarea Cercului Culturii Eroilor, asigurând astfel o colaborare permanentă pentru realizarea activităților prevăzute în regulamentul și statutul asociației. Din anul 2017, asociația noastră, prin inițiativa președintelui filialei din Bacău, am preluat Asociația Veteranilor de Război și a urmașilor de război, cu un număr de 8 urmași ai veteranilor. În prezent, în evidență, mai sunt 2 membri, și Lochie Ana și Tudoreanu Paraschiva. În data de 19.02.2022, cu ocazia adunării generale a membrilor filialei Sălnic Moldova, Regina Maria, filial Cornel Chiriez, județul Bacău, întâlnită prin alegerea președintelui și membrilor biroului executiv al subfilialei Sălnic Moldova, conform prevederilor statutului asociației, s-a desemnat prin vot președintele ședinței de alegeri, Dănuț Voicu, președintele filialei județene Asociației Naționale Culturii Regina Maria, în vederea verificării modului de respectare a normelor statutare. Astfel s-au desemnat prin vot membrii comisiei de validare și membrii comisiei de numărare a voturilor. În urma numărării votului și validării rezultatelor alegerilor, biroul executiv al subfilialei Sălnic Moldova are următoare componență. Aici avem tabel nominal, nu mai citesc, că să știe. Începând cu luna septembrie 2022, preoții din Parohia Catolică Cireșoaia au fost transferați în alte parohii, locul vacant în biroul executiv fiind ocupat automat de noul paroh în exercițiu, Părintele Ștefan Ciubota, care este de față cu noi. Activități de sorte pe anul 2022. Ziua Eroilor, 1 iunie 2022. În sfânta zi de înălțare a cultului creștin ortodox după tradiție, ne-am strâns în cartierul Cerdac la momentul Eroilor, oferind rugăciuni și prinosul de recunoștință lui Dumnezeu pentru jefa Eroilor Neamului. Prezența la ceremonia de omagiere a eroilor de pe dealul Coșna. Delegația subfiliei Asociației Naționale Cultul Eroilor din Maria, Sălnic Moldova, împreună cu primarul domnul Gheorghe Baciu, am participat în data de 12 august 2022 pe dealul Coșna, din comuna Pârgărești, la festivitățile de comemorare și omagiere a eroilor neamului, depunându-se coroană de flori. Atunci am fost împreună cu domnul primar, cu domnul Pavel Vădani și domnul de la Bacă, domnul președinte, domnul vicepreședinte și mai mulți colegi care au domnul Liliuță. Comemorarea eroilor de pe dealul Cireșoaia a devenit tradiție ca în a doua sâmbătă din luna septembrie să comemorăm memoria eroilor neamului căzut la datorie pe dealul Cireșoaia, în primul război mondial. În ziua 10 a lunii septembrie a început cu o ploaie deasă, care a împiedicat organizarea festivităților pe dealul Cireșoaia, astfel că ne-am mobilizat militărește și am mutat locul manifestărilor în parcul central din stațiune. La ora începerii ceremoniei religioase a ieșit și soarele, motivând pentru care parcul central s-a umplut de turiști și localnici, atrași de sunetul fanfarei și a dispozitivului militar organizat de Brigada 15 mecanizată pe Podul Nord Iași. După terminarea ceremoniilor religioase, după locuțiuni și defilarea gărzii de onoare a trupurilor militare și a fanfarei militare, ne-am deplasat cu mașini de teren pe dealul Cireșoaia și în cimitirul internațional al eroilor din Sălnic Moldova, unde am depus coroanele omagiale
și am înălțat o rugă pentru sufletele eroilor neamului. În ultima vreme, avem și fotografii, o să scot materialul, mai multe exemplare și o să dau la fiecare sufiliar, pare ca să vedeți ce dumneavoastră. Aici am specificat că în ultima fotografie, în dreapta domnului primar, este doamna avocat Limona Rusu, nepoată a eroului Ion Grămadă, căzut datătorie pe dealul Cireșoaia. Am vorbit cu dânsa, să vedem că poate în septembrie, când vă face cel nou militar pe dealul Cireșoaia, să o chemăm, să o aducem în coace. Adică vrem să o invităm să vină, să vadă că atunci n-am putut, că din cauza vremii, să o duce pe Cireșoaia, să iertăm locul unde a căzut, că am înțeles că dânsa, poate în Grămadă a fost străbunicul dânsei. Aici am o supun. Realizarea a două monumente a eroilor Gosea Iași, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la existență a sufletului Asociației Străinii Moldova, în colaborare cu filiala Iași și un grup de voluntari, am realizat două monumente a eroilor în satul Gosea, comuna Ungheni, județul Iași. Primul monument este dedicat eroilor din primul război de independență, din primul război mondial și al doilea război mondial, dar și eroilor necunoscuți, fără o cruce al acăpătării care s-au jertfit pentru patrie. El este localizat pe malul Prutului, în dreptul Bornei, la de frontieră numărul 1077, având pe cadrumire cimitirul militar general Ioan Mihail Racoviță. Al doilea monument se află în centrul comunei satului Bosea, comuna Ungheni, județul Iași. Ambele monumente au fost realizate în inițiativa și colaborarea primăriei din localitate, Asociația Iașul Detectează, Asociația Filială Iași, Asociația Grânarii și Asociația Titu Maiorescu. Evenimentul de sfințire a monumentului a avut loc data de 25 anul 2022, ora 70, slujba religioasă a fost oficiată de către Înalt Preasfințitul Părinte Teofan Savu, Arhiepiscop al Iașilor și Metropolita Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de preoți. Garda de onoare a fost asigurată de batalionul 151 Război Lupii Negri, acompaniat de fanfara militară din garnizoana Iași. Din partea suferială Străinii Moldova și a județul Mago s-a depus curând de flori, ocazia cu care s-a înmânat diplome de onoare și de semințe. Aniversarea 30 de ani la delegația Biroului Executiv al Sufletului Sălim Moldova am participat la data de 25 iunie 2022, de la înființarea filialei Coloneliu Cornel Chirieș, Asociația Norculturii Eroi Regina Maria, unde au fost prezente delegații din partea tuturor sufletelor băcăoane. La acest aniversar ne-am bucurat pentru toate realizările din cei 30 de ani, amintindu-ne cu recunoștință și respect de cei care au muncit între noi și care au trecut în neființă, dar vii în inimile noastre. Renovarea și amenajarea monumentului eroilor din Cireșoara, aflat în centrul cimitirului catolic, monumentul eroilor din Cireșoara era locul unde se așeza altarul pentru celebrarea Sfintei Liturghiei din a doua zi de Paște și ziua credincioșilor răposați. Liturghie celebrată pentru sufletele credincioșilor răposați, dar și pentru eroii neamului. Cimitirul fiind amplasat la poalele dealului Cireșoaia pe traseul pietonal către ansamblul de monumente al eroilor din primul război mondial. Trecerea timpului și intemperiile au adus la degradarea monumentului, astfel că am hotărât să renovăm cu ajutorul câteva voluntari și să-l amenajăm corespunzător pentru atât celebrările cât și cultul eroilor să se desfășoare în condiții prielnice. Ziua Națională a României. Ziua de 1 decembrie. Aici vreau să fac o remarcă, că au putea să treacă Cristi prea mult aici, că pe data de 13 noiembrie 2022, împreună cu domnul Colonel Ilie, am venit să treacă, dar nu am dat trecut, trebuie să trece material, am fost în satul Vorovești, comuna Miroslavă, județul Iași, unde am sfințit la fel un monument dedicat cinstirea eroilor în primul război mondial. Nu, domnul Colonel, parcă așa a fost acolo. Tot la fel, am dus din partea asociației noastre a județului Bacău, am depus o curant de flori, și omagirea lui a fost în plin desfășurare și a fost cu mult succes și față. Și s-a încheiat cu binecuvântarea Metropolitului Moldovei, care a fost pentru noi o surpriză foarte plăcută. Da. Ziua Națională a României. Ziua de 1 decembrie 2022 a adunat comunitatea străniciană la cimitirul internațional al eroilor, unde am înălțat rugăciuni pentru odihna veșnică a eroilor neamului, împreună cu reprezentanții cultelor religioase din localitate, având ca invitat special pe excelența sa Monsenior Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași. Cu această ocazie a fost sfințită și noua capelă mortuară a comunităților ortodoxe și catolice. Aici am băgat pentru toată o activitate care a fost și pentru noi și pentru Iosălincen. Omagierea eroilor din comuna Șcheia. În ziua de 4 decembrie 2022, la inițiativa domnului Leonar Constantin Stafie, președintele Asociației Titu Mariuscă din Iași,
O delegație a sufilarului Sălim Moldova, formată din de mine, Pavel Rădăni și Pavel Ignat, am participat la sfințirea monumentului eroilor catolici din satul Șcheia, comuna Alexandru Iancuza, județul Iași, unde am depus o plantă de flori, reprezentându-ne omagiul în onoarea celor căzuți. Această până am depus din partea noastră Asociației Culturilor Jina Maria, filiala județeană Bacău, Corneliu Chirieș. Cercetarea arhivelor. Împreună cu prin vicepreședintele Pavel Avădăni ne-am deplasat la Asociația Națională a Veteranilor de Război, filiala general Eremia Grigorescu, Bacău, pentru a identifica toți eroii care au luptat în al doilea război mondial, de pe raza orașului Sălim Moldova, identificând un număr de 101 eroi căzuți pe frontul din Est, Odessa, Cotul Domnului și frontul de vest, Coarba de Mureș, Carei, Valea Crișului, Budapesta, Ceoslovacia, Munții Tatra, iar numărul celor dispăruți pe front este un număr de 22 de eroi. Ședința de bilanț, care a avut loc a data de 28.12.2022, reprezentanții filiale Asociației Naționale Culturii Regina Maria Sălnic Moldova, au fost prezenți la ședință de sfârșit de an, la filiale Asociației Naționale Culturii Regina Maria Bacău, unde am desfășurat activități, după care a avut loc o agapă și pe care ne-am dat locurile destinate. Ca muncă voluntară am pe parcurs al întregului an, membrii asociației filiale noastre, împreună cu mine, Pavel Avădăne, Alexandru Dominic, Catana, Cristian Cătălin Abave, am participat la activități de igienizare monumentelor de pe Deaul Cireșoaia, cartierul Cerdac, Cimitirul Internațional Eroilor din Stădin Moldova, unde am vorbit vopsind, marcând traseul, cosind, înlocuind steagurile, având grijă ca aceste vestigii să fie curate și îngrijite. În încheierea acestui bilanț, subfilarea Sălim Moldova este recunoscătoare și mulțumește tuturor instituțiilor și colaboratorilor care ne-au susținut în activitatea noastră. Filiala Județeană Culturilor Bacău, Primăria Sălim Moldova, parohiilor ortodoxe și romano-catolice, școlilor gimnaziale, instituțiilor de ordine publică, poliția și jandarmeria montană. De asemenea, se cuvine să mulțumim și nimoșilor cetățeni care, sub formă de voluntariat și sponsor, ne-au ajutat să ne îndeplinim obiectivele. Dumnezeu să le prespătească oferta, iar eroilor neamului să le dea odihnă veșnică. Ca obiective propuse pe anul 2023, în Moldova, am un punctul 1. Continuarea eforturilor de cercetare pentru identificarea tuturor eroilor neamului de pe Valea Sălnicului din toate cele trei războaie, Balcanic, Primul Război Mondial și Al Doilea Război Mondial. În toate cartierele Sălnicului vom apăsa plăci comemorative sau astfel de vestigii pentru eroi din Al Doilea Război Mondial, pentru că nu avem chiar nimic în această zonă și păcat că avem, am spus, am indicat 101 eroi. Identificarea unei suprafețe de teren unde vom planta câte un arbor pentru fiecare erou pe Valea Sălnicului, intitulându-l Codrul Eroilor. Să vedem cum vorbim cu domnul primar, să vedem unde găsim sau și cu cei, am înțeles, să vorbim și cu cei de la Obștea, care Obștea Coposărat, Sălina Târgu Ocna și Sălim Moldova, poate găsim domnul primar un loc, să vedem. Deci am să vedem cum putem face, dacă putem, dacă nu putem realiza. Deci la fiecare cum? Nu, deci e obștii. Deci să facem, am vrut cu Cristi, să facem codrul euro. Am vrut mai așa, când am fost lepit. Da, codrul euro. Să plantăm câte un stejar în cinstea fiecărui erou care... Deci avem 101 și cu 22 dispăruți, cam 123 de eroi. Vedem, vorbim și cu dânsii de la... Poate găsim un loc undeva. Bine, necunoscuți, faceți o cifră. Da, da. Realizarea unei embleme a sufilialei Asociației Naționale Culturii Eroilor, sufilialea Sălim Moldova, pe care să o purtăm ca semn distinctiv la toate ceremoniile de omagiere a eroilor neamului. Punctul 5. Atragerea de noi membri ai sufilialei Sălim Moldova pentru mai bună desfășurare activităților specifice pentru a păstra vie memoria eroilor, respectând cuvintele marului istoric Nicolae Iorga, neamul devine etern prin cultul eroilor. Mulțumesc. Mulțumim domnului președinte al subfilialei, care totodată este și vicepreședinte în birou executiv al județului Bacău. Materialul prezentat, sigur, este succint. Activitățile, le știți și dumneavoastră, sunteți prezenți cam tot ce ați participat la majoritatea activităților din zona aceasta geografică. V-aș ruga să vă exprimați punctul de vedere, recomandări și așa mai departe.
urmând ca la final să supunem la vot activitățile și să acordăm un calificativ pentru activitățile desfășurate în anul 2022 a subfilialei Slavic Moldova. Vă rog. Domnul primar. Da. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație, domnul președinte. Desigur că vin cu plăcere, sunt câțiva ani, de fapt, de când am ajuns primar, am participat la aceste manifestări și nu numai. În primul rând, aș vrea să mulțumesc echipei condusă de colonel Solomon, împreună cu nenea Pavel Abădănii și să apreciez că în această echipă sunt oameni atât militari, cum ar fi Cornel și cu domnul Ciobanu, care sunt foști ofițeri, subofițeri din țara noastră și acum duc mai departe recunoașterea față de această mare și nobilă, onorantă profesie de a apăra siguranța și hotarele țării. Să constat că domnul profesor Mitu, profesor de istorie, este prezent alături de noi, este o necesitate și mulțumim că veniți și ne mai povestiți din istoria locurilor noastre. Ceilalți colegi din asociație, mai tineri, Lucian, Ignat și ceilalți, dar aș vrea să, așa ca orice lucru care este în mișcare, el este tras de un motor, așa, și motorul, acest duet și prietenie între familia Vădănii și familia Solomon este motorul culturilor eroilor la Slănim Moldova. Doamnele nu sunt aici, dar aduc o apreciere deosebită, pentru că muncesc foarte mult și dumneavoastră și de fiecare dată ne servesc cu ceea ce dumneavoastră produc în gospodărie. Aș vrea să... Așa, în contradicție, cumva vorbeam cu domnul Petru Done și vreau să transmit un salut deosebit, domnul președinte, pentru că ați venit aici și domnul Aimaie și domnul Petrică și toată conducerea și colegii de la Cultul Eroilor din alte localități. Aș vrea să vedeți în statistici Slănim Moldova scade, dar în evenimente despre Cultul Eroilor crește. Ceea ce ne dă o dovadă că oamenii nu trebuie să fie foarte mulți ca să realizeze lucruri importante, ci o mână de oameni pot face lucruri extraordinare. Și localitatea noastră este o localitate care este recomandată pentru a face dovada eroismului românesc. Aici sau știți foarte bine ce lupte au fost și în primul război mondial și în al doilea război mondial, așa că nu e cazul să le reiterez eu. Aș vrea să mulțumesc încă o dată efortul pe care îl faceți și faptul că puneți Slănim Moldova în fruntea, undeva acolo sus, în ceea ce privește această muncă. Despre evenimente și cum au pornit, știți foarte bine că an de an noi mai adăugăm câte ceva la efortul nostru de a recunoaște truda și jertfa eroilor noștri. Anul trecut, pentru prima dată, la Slănim Moldova a fost o paradă militară. Dintre cei cu care am discutat, niciodată Slănim Moldova până anul trecut nu a avut acest privilegiu. Suntem bucuroși, mulțumim Brigăzii 15, pentru că dumnealor, an de an, vin cu evenimentul acesta în jurul datei de 12 septembrie, care se finalizează și cu fanfara militară atât de apreciată la Slănim Moldova, dar și cu alte activități importante pentru noi. Cu această ocazie invit domnul președinte Voicu să transmiteți, poate facem o întâlnire națională privind cultul eroilor la Slănim Moldova. Dacă acest lucru este posibil anul viitor, vă promit că punem și noi deoparte din buget niște bani pentru a aduce aici, cum se fac și în alte zone, întâlnirile acestea naționale, pe alte tematici. Despre eroii noștri, desigur că ei sunt evidențiați și sunt unii pe care îi auzim, Părintele Cătălin a rostit și a citit numele lor,
dar proiectul de monument al eroilor de la Cireșoaia rămâne un obiectiv al meu și vă promit că acest lucru se va întâmpla foarte repede, pe lângă crucea din cimitir, care este undeva, să zicem, mai deoparte, mai departe de ajuns, vrem să facem un monument al eroilor la stradă undeva, așa cum și Cerdacul are, să avem și noi, pentru că noi avem un erou chiar și din războiul de independență. Ștefan Șilotin este eroul nostru din 1877, respectiv putem face dovada că și comunitatea din Cireșoara a luptat pentru libertate și pentru integritatea țării noastre. Mai mult de atât, un proiect în desfășurare care are ca scop conștientizarea acestor zone de lupte este Camino de Santiago, Santiago de Compostela. Avem deja marcat provizoriu, dar am promis că punem marcaj definitiv. El va intra în Stănin Moldova, exact pe dealul de la Cireșoaia, exact în zona Monumentului Eroilor, Masa Reginei, celelalte obiective. Va traversa Casa Roșie, Panțârul, toată zona aceasta va coborâ pe Săratul și pe Sărăriei, mai exact, și va traversa Parcul Central, va ieși la Brețcu, pe Ghepard. Acest traseu, când l-am stabilit, bineînțeles, va trece prin Monumentul Eroilor de la Stănin Moldova. A fost stabilit de așa manieră încât să putem face și turism istoric de marcare și de remarcare a evenimentelor. În continuare, suntem pe cale să luăm terenul acela unde este monumentul de la Cireșoara. Scopul nostru este să ajungă într-o proprietate a primăriei ca să putem dezvolta acolo mai multe lucruri. Acum avem o înțelegere cu proprietarul, cu doamna Agneza și nu sunt probleme, dar e bine pentru ca să putem construi, să putem desfășura, să putem face un ansamblu mai mare. Vom face și pasul acesta. Bineînțeles, steagul acela mare este iar Cornel cu Alex Catană, nu? Și ne bucurăm că nu se vedea din stradă și acum avem un steag de 5 metri. Este o bucurie pentru noi să-l putem prezenta chiar și din strada principală și indicatoarele pe care le-am mai pus de marcaje. Sper că aceste lucruri să facă dovada că și primăria este interesată, adică în egală măsură, că suntem aici oameni care nu ne concurăm, care mai mult sau mai puțin face. Dar aș vrea să vă asigur de această dorință mea de a face cât mai mult. Despre Limona Rusu, pentru că s-a vorbit, noi am avut zile Eminescu pe 15 ianuarie, 15-17 ianuarie, prima ediție și finalizată cu mare succes. I-am promis doamnei Limona că în jurul datei de 12, când vom organiza din nou evenimentul pentru eroi, vom încerca să organizăm și un simpozion, 2-3 ore, în amfiteatru de la Panoramic, să vorbim despre Ion Grămadă ca erou, dar nu numai despre Ion Grămadă. În sensul acesta, vă rog, dacă aveți propuneri, să veniți să încercăm să facem și cu ocazia paradei militare, a fanfare, ce o să mai fie, să avem și o parte de dezbatere despre eroi, unde să aducem oameni din comunitate și din alte părți. De asemenea, avem un eveniment grupul de desparte Rotary ne unește în jurul datei de 6, de fapt o să fim prima, 2-6 linie și rog pe domnul președinte Boicu, dacă are conexiuni cu structuri similare din Basarabia, cu această ocazie pot veni să ne cunoaștem mai bine, pentru că am vizitat cimitirul eroilor de la Ismail românesc și sunt alte zone din afara țării care au eroi ai noștri și poate facem o colaborare și cu dumnealor. De asemenea, avem 20-24 iulie, a doua ediție a întâlnirii Viitorul românesc în spațiul comunității europene.
este o platformă pe care putem să aducem și o parte din istorie, să prezentăm cărțile care s-au scris în zona noastră și alte aspecte. Îmi doresc. E o dorință mea mai veche, dar acum capătă, sper să capete contur din ce în ce mai mult, să avem o carte a eroilor din Slănic Moldov. Așa cum alte localități au și noi putem să facem cu broșurică, poate nu o să iasă o carte așa de mare, dar aș vrea să trecem acolo și descendenților. Vă rog să-mi permiteți un mic răspuns. Este conjuntural bucuria mea, dar ați anunțat și intenția de a edita sub coordonarea bisericilor din Slănic Moldova și a subfilialei Ecolului Eroilor, Cartea de Aur. Cartea de Aur este obiectiv național al tuturor structurilor cultului eroilor. În județul Bacău avem Cartea de Aur a subfilialei Pârjol, a subfilialei Uituz și ar fi păcat ca din lanțul acesta al luptelor din primul război mondial și al doilea să lipsească o carte de aur a eroilor din Slănic Moldova. Ca istoric, aceste cărți de aur au fost finanțate de Consiliul Locale. Se găsește o portiță să puteți... Eu un sfat, nu știu dacă este agreat de Consiliul Local și să poată într-un an, un an și ceva se poate edita. Pentru că nu este imposibil să treci toți eroii care sunt consemnați pe aceste meleaguri. Dar cei care sunt înmormântați, alături de un capitol al eroilor necunoscuți, poate fi făcut. Da. O să trimit domnului Cornel Solomon un exemplar din cărțile de aur care le avem la voi, preconsultare, dacă le am un exemplar dublu, să fie în biblioteca sufiliarii, să fie un mod de inspirație pentru ceea ce împreună primăria și sufiliala și tărțiunea să facem. Carte de aur nu va stă două sătate. Mulțumim încă o dată domnului primar. Am pregătit din partea biroului executiv un calendar al filialei culturilor lor, care sper să-l puneți în cât mai aproape de biroul primarului și să vă amintiți tot timpul de noi. Și eu două cărți mai noi, adică asta nu am văzut de mai veche, dar cartea de cură este o noutate. Deci, propedie o aveți, ați participat la lansare, vă mulțumesc mult. Mulțumim mult. Mulțumesc mult. Mergem mai departe. Vă rog să îmi permiteți să înmânăm carnetul de membru părintelui Ștefan Cipotaru. Am avut timp să prelucrez solicitarea dumneavoastră și să înmânăm carnetul de membru. Dacă dumneavoastră puteți să... Sunt onorat și cu sinceritate vă spun și emoționat pentru invitația dumneavoastră. Este prima oară când particip și am contact, să zicem așa, în mod oficial cu aceste structuri, cu această asociație și sunt totodată impresionat cât de activă este această asociație aici, în zona pe care, din voința lui Dumnezeu, am ajuns să o păstoresc. Eu de origine sunt din Moinești, bunicii mei sunt din comuna Pârjor și mă bucur să aud că această comună are întocmită Cartea de Aur a Eroilor. Nu știu să fie avut pe cineva printre bunici, străbunici în luptă, căzut pe front. Singurul lucru care mi-l amintesc, povestit de bunicii mei, este că unul din bunici ar fi fost argat la curtea regelui Mihai și îngrijea cai la castelul de la Săvârșin. Altceva o să mă interesez și vă promit că data viitoare, dacă va fi cineva dintre strămoșii mei prezent în luptă, o să vin și cu o mărturie. Mărturia care am pregătit-o pentru dumneavoastră este că la nivelul episcopiei ne-am organizat și ne-am interesat și, bineînțeles, a fost o muncă
destul de laborioasă, să găsim fiecare parohie pe teritoriul ei ce monumente sunt dedicate eroilor. Pe atunci eu lucram pe teritoriul parohiei Bârlad-Tecuci. Adică mă ocupam de la Crasna până la Tișița. Deci o întindere foarte vastă, dar vă spun că la tot pasul, când intram într-o localitate, mai găseam câte un monument. Cel care m-a impresionat cel mai mult a fost monumentul din Bârlad, care este în incinta unității militare, un monument dedicat Victoriei, dacă îmi amintesc așa, și monumentul din Tecuci, monument al cercetașilor care au luptat pe front, care îl întruchipează pe cel care a înființat această mișcare a cercetașilor, Robert Baden-Powell. Și vin în fața dumneavoastră cu, probabil va fi editat, sau dacă nu, chiar a fost editat acest, acest album cu toate monumentele de pe raza Moldovei care există în comunitățile unde sunt păstoriți credincioși de confesiune catolică. Mai vin în fața dumneavoastră și, să zicem așa, cu un of pe care am văzut că l-aveți și voi prezent, faptul că omul își aduce aminte de Dumnezeu numai când este greu. Și își aduce aminte și de militar numai atunci când sunt în pericol. Mai nou, și de preot își aduc aminte atunci când au nevoie de rugăciunile lui și, să zicem, de implicarea lui spirituală. Vin în fața dumneavoastră cu promisiunea fermă că mă voi angaja, ca și în cazul dumneavoastră, cei pe care îi păstoresc, să aprecieze eroii neamului, dar și pe cei care oricând pot deveni eroi și pot continua lista aceasta care nu e închisă, dar vă rog și vin cu invitația ca și dumneavoastră, prin evenimentele, activitățile care le aveți, să ne ajutați și pe noi preoții un pic ca omul să-și aducă aminte de Dumnezeu, nu doar atunci când are nevoie, ci și atunci când îi merge bine. Nimic fără Dumnezeu. Nihil sine Deo. Mulțumesc! Avem, în numele biroului executiv, vă numesc un calendar al filialei Cultului Eroilor, unde în fiecare zi puteți să consemnați data și eventual sărbătorile. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc din toate inima. Mulțumim. Vă rog să permiteți să supun atenției dumneavoastră un aspect care pe mine mă satisface în cel mai înalt grad. Conducerea subfilialei Slănic Moldova a găsit metodele ca în conducerea subfilialei să fie prezenți preoții catolici, toți, și preoții creștini ortodoxi. Deci toți cei care participă la educația spirituală a comunității își găsesc locul în a sprijini eforturile biroului executiv al subfilialei. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că se găsește această elasticitate și acest mod de lucru. Dacă din invitați, dacă din președinții de subfiliale, domnul profesor Alin Radu Târgocna. Da, pentru că tot am adunat la ședința asta, trebuie să aduc în atenția noastră a tuturor, pentru că perează orașul Slănic Moldova cu Vasile, de fapt Vasile Boboc, el a fost, să spunem, descoperătorul. A unul dintre, să spunem noi, cea mai importantă descoperire pe anul 2022, a unei gropi comune, din primul război mondial, în zona Brezoaia, unde au fost 22 de soldați, sau câte, Vasile? În jur de 27. 27 de soldați. Plus, în decursul anului s-au mai găsit, curios, doar câte 4. Câte 4. Da. Erau în urmă. Sunt găsit pe baza comunității Slănic Moldova. Sunt din regimentul 13, sunt din regimentul 65, infanterie. Nostru? Da, sunt din regimentul 69, infanterie, sunt din regimentul 80, infanterie. Deci avem și datele și chiar și câteva nume de la fața locului. Avem pe Mardare Ioan, avem un ofițer
Buzoveanu, din litru de din sat, cercetări făcute de noi. Chiar mă așteptam să vină din instituțiile abilitate, cineva să ne întrebe, că au fost și deja mediatizate. Pe rețele de socializare l-am găsit și pe domnul prefect și am primit și lui, domnul prefect, am găsit după descoperirea despre ce este vorba. E vorba de interes național, nu sunt soldați români, până la urmă toată. Și s-au predat oțimitele respective, obiectele respective, pe bază proces verbal, au fost toate instituțiilor abilitate. Au fost de la criminaliste, au fost de la subbirotehnic, s-a plecat poliție, armament, tot. Tot s-au predat și plătuți din identificarea soldaților. Acum cercetările continuă și așteptăm de la instituțiilor următorul de mers. Adică s-a făcut o necropolă în cimitirul militar la Bacău, s-au îngropat patru schelete care au fost găsite în vârful Cernica. Și aici să-l completeze pe Vasile, că au fost onorat ca să prezint istoricul celor patru soldați români care au fost depuși la cimitirul internațional la Bacău. Ideea ar fi că și eu și Vasile am gândit ca osemintea celor soldați care au fost găsiți aici în zona Sărâmul Bogă, să fie depuși tot aici. Tot aici. Da. Tot aici. Tot aici. Eu am vorbit cu doamna consilier prezidențial atunci când s-a găsit pe deal, aici, pe zona și am convenit că pentru noi nu este o problemă, doar să avem acordul, adică fizic, să facem o groapă. Este o problemă, dar și dumneavoastră n-am mai revenit, noi n-am mai, vă rog, dacă se poate, chiar aș vrea să facem din asta o dezvoltare a, noi oricum vrem să renovăm cimitirul acesta. El n-a fost renovat pentru că majoritatea celor mormântați acolo sunt din armata vestică, dar noi acum suntem în Europa, avem respect pentru toți care au luptat pentru țara lor și cred că este un moment în care am putea să oricum am pus steagurile țărilor la cimitirul internațional de la Stănic și încercăm să facem acest lucru. Vă asigur de toată disponibilitatea și financiară, dacă este nevoie, să cercetăm cât mai mult și să punem acolo o placardă în care spunem că aici au fost osemintele, da, să rămână și ceva. Să nu poți ca la Verbănește, până să stricați steagul și cruce. Eu aici, toată o completare, când Părintele Ilie spunea despre zonă protejată, din, să spunem, partea monumentelor istorice, din partea listei monumentelor, nu există nicăieri în țară, pe primul război mondial, o zonă protejată. Ele nu sunt declarate monumente istorice. Eu am avut discuții cu Direcția Județeană de Cultură pentru a face măcar pe județul Bacău demersuri pentru a introduce în lista monumentelor în zona de conflict în primul război mondial, e o procedură foarte complicată și greoaie. Sperăm că, la un moment dat, zona care e cuprinsă din zona Târgu Ocna, Voituz, Dofteana, Slănii Moldova, să poată fi inclusă în lista monumentelor istorice. Deci asta, de ce spun, pentru că odată, că eu cu Vasile ne confruntăm și cu o altă problemă, fiindcă facem cercetări cu detectorul de metale, a descoperirilor făcute de persoane care nu au atât de bune intenție, se recuperează, să mă refer la rămășițile pământești ale soldaților. Că eu am obiectele din viața neagră. Da. Noi nu vrem să ne confruntăm cu același lucru, vrem ca, asta, dacă ne asigurați un spațiu undeva și o vitrină, noi o să vă donăm obiectele respective, în proces verbal, ce găsim. Din ambele tabere. Poate să fie din armata română, poate să fie de baionete, crești... Dacă tot suntem și să și concretizăm, noi avem acolo niște, în cimitirul internațional, niște ocnițe, da? Niște... Da. Care nu sunt completate. Noi le putem amenaja sub forma unei vitrine, în care să punem anumite, în anumite obiecte. Nu este, din punctul meu de vedere, chiar s-ar potrivi foarte bine, că cine vizitează cimitirul vede și niște... sunt deschis și vă asigur de tot sprijinul de consta. Obiectele găsite de noi au fost prezentate în Centrul Cultural Miei la București, la foarte multe evenimente de comemorare. Au ajuns obiecte de donații și la Muzeul de Istorie Târgu Ocna, în colaborare cu doamna Dana
lungul obiectele noastre au ajuns la Dărmănești, în fața primăriei. Un singur muzeu deschis la aer din țară. Să pot vedea oricând și la orice oră un obiectiv turistic foarte frumos, o chestie de promovare, o chestie de turism. De unde vreau foarte mult partea asta. Aici aș părinte și permite să am un moment deosebit. Pentru că de-a lungul activităților desfășurate de filiala și subfilialele culturilor în județul Bacău și nu numai, am fost în teritoriu, am fost la Buzău, la Iași, la în alte localități, acolo unde am fost invitat sau am fost co-organizator cu baza aeriană, deci cu garnizoana Bacău. Am avut norocul și șansa ca activitățile noastre să fie difuzate în mass media prin intermediul televiziunii Euro TV, căruia îi mulțumim și pe această cale, și televiziunii Ionești acum TV. Biroul executiv a hotărât să îndreze o diplomă de excelență postului de televiziune acum TV Ionești pentru colaborarea avută în cursul anului 2022, în semn de prețuire și respect pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor băcăoani care s-au jertfit pentru împărturirea marilor idealuri în neamului românesc. Și totodată un calendar care s-a... Mulțumesc. Noi vă mulțumim, țineți aproape. Cu drag, cu drag. Dacă nu mai sunt, aveți vreo intervenție? Nu. Activitatea subfiliarei, conducerii subfiliarei Slănic Moldova a fost prezentată, a fost discutată. Punctul nostru de vedere a biroului executiv că este s-a calificat pentru calificativul foarte bine, prin complexitatea activităților și la îngrenării tuturor oamenilor de spirit care sunt ai comunității din Slănic Moldova. Pentru aceasta, oferim domnului președinte și biroului executiv o diplomă de excelență pentru activitățile desfășurate până acum. Și totodată un calendar care se încurcuzează în noastră să vă mulțumim. Supunem la vot, am calificativul de foarte bine pentru activitățile ținute pentru. Să ține cineva. Mulțumesc foarte mult. În final, o să dau citire. Prin înmânarea carnetului de membru sfinției sale Ștefan Ciugotaru și mai avem un membru, domnul Toma Iancu era mai înainte aici, dacă este bine. Da? Ca să rămânăm în cadrul oficial. Da. Numărul de mezi. Nu greșească rețeta. Numărul de membri cotizanți la subfilială a ajuns la 30. Vă citesc și să vă supunem la vot componența conducerii. Solomon Cornel, președinte. Avădanie Pavel, prim vicepreședinte. Domnul Viorel Ciobanu, vicepreședinte. Domnul Catan Alexandru Dominic, vicepreședinte. Domnul Scurtu Lucian Claudiu, vicepreședinte. Ababei Cristian Cătălin, secretar executiv. Membru de onoare, domnul primar Baciu Gheorghe, Igna Gabriel, Tudoreanu Silvia Laurenția, Negri Maricica, Ienache Cristian Constantin, Mititelu Daniela Maria, Moraru Benone, preotul Ilie Mircea, reprezentant Biserica Ortodoxă, preot Ilie Cătălin, Biserica Ortodoxă, preot Ilie Valentin, reprezentant Biserica Ortodoxă, preot Butacu Benone, reprezentant Biserica Catolică, preot Ciubotaru Ștefan, este propus să facă parte din echipa conducătoare a subfilialei. O să supunem la vot. Solomon Mariana, Avadan Erodica, Rotaru Mihai și cenzorul nu știu pe cine ați luat. Solomon Elisabeta, este de anul trecut? Este. Avem tabelul. Da, avem tabelul. Avem mai mulți membri, dar avem tabelul. Vă aduc eu tabelul și
În următoarea ședință aducem și cotizația la toate persoanele din subfilială. Da, să punem la vot conferința echipei conducătoare. Cine este pentru? Împotrivă? Mulțumesc. Vă doresc succes să aveți puterea și sprijinul tuturor factorilor din comunitate, din împrejurimile Slănicului și, în primul rând, unității administrative teritoriale Slănicului. Felicitări! În final, câteva precizări, pentru că am satisfacție că în jurul nostru se află o parte importantă din membrii Consiliului Director, așa că aș vrea să precizez următoarele. Președinții de subfiliale înființați și, în general, cine ocupă funcția și a fost ales ca președinte de subfiliale, este automat membru al Consiliului Director. Statutul s-a schimbat în sensul următor, câteva precizări foarte importante. Membrii Cultului Eroilor sunt membrii simpatizanți, la membrii simpatizanți sunt elevii și veteranii de război cu descendenții lor și membrii susținători. Membrii susținători sunt cei care, prin donații, prin acte materiale financiare, sprijină activitățile Cultului Eroilor. Este o noutate care, pe mine personal, mă satisface în cea mai mare măsură, pentru că nu aveam decât puține forme de a răsplăti pe cei care sprijină activitățile Cultului Eroilor. Cultul Eroilor a devenit ca organizație non-profit, nu mai este apolitică. O să vă citesc un pasaj care trebuie să îl interpretăm foarte bine și pozitiv în actuala conjunctură românească. Pot fi membrii asociației și membrii partidelor politice, dar aceștia au obligația de a nu face propagandă în folosul partidelor din care fac parte în rândul membrilor ANCI Regina Maria. Totodată, tot acești componenți să nu desfășoare în cadrul asociației activități cu caracter politic sau de racolare de membri pentru diferite partide sau organizații cu scopuri oculte. Este o îmbunătățire, este o transpunere a realității românești, pentru că e una să te declar că nu faci politică, dar prin fapte să faci mai mult rău comunității și, în general, societății. Și alta, să aparții unei grupări politice și să spui partea pozitivă în slujba Cultului Eroilor. Cultul Eroilor, ca asociația noastră, nu se confundă cu oficiul Cultului Eroilor, care este, are grad de subsecretar de stat în Ministerul Apărării Naționale și care, prin legislație, a preluat toată arhiva, toată munca Cultului Eroilor, a asociației și, prin putere de lege, ne obligă să obținem autorizații pentru orice îmbunătățire a monumentelor, a grupurilor comemorative și așa mai departe. Colegii de la Doftana și Târgu Ocna știu foarte bine de, pentru că se confruntă în activitățile lor profesionale și extra-profesionale, deci acele preocupări personale de căutare și de punerea în valoare a rămășițelor celor care sunt descoperiți pe aceste văi, știu cu ce se confruntă în munca lor. În dorința de a face bine, te trezești cu o barieră care nu poate fi depășită. Un ultim cuvânt, rămășițele care au fost înhumate la cimitirul internațional din Bacău, este decizia Ministerului Apărării Naționale. Trebuie să aveți foarte mare grijă, avem entuziasmul acesta să declarăm că mă amplasăm pe unde vrem, nu este adevărat. Nu se poate fără decizia Oficiului Național al Cultului Eroilor. Nici monumentele, nici cimitirile internaționale, cimitirile eroilor nu pot fi, nu mai voie să pui nicio o sticlă. Urăm încă o dată succes echipei de la Slănic Moldova. Îi mulțumim pentru ospitalitate și găzduire a tuturor membrilor Consiliului Director. La mulți ani cu bucurie. Felicitări! Să participați la o mică agapă pe care am pregătit noi în această asociație. Nu plecați, vă rog frumos!